Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Sunt Vlad Madan și următoarele 35 de minute vă invit să rămâneți alături de noi. Tema ediției rămâne a fi reforma guvernului, care a fost pe larg mediatizată pe parcursul zilei de ieri, dar și de astăzi. Aceste aspecte vom încerca să le abordăm și noi împreună cu Grigore Novac, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Roman Mihăiș, analist politic. Bună seara și bine ați venit! Domnule Novac, pentru început, haideți să explicăm telespectatorilor care este poziția partidului pe care îl reprezentați, mă refer la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, raportat la această inițiativă de reformare a guvernului. Era cazul să se întâmple? Cu siguranță în acest domeniu trebuie de făcut reforme. În cazul Republicii Moldova, în opinia mea, este prea costisitor ca statul să mențină o astfel de armată mare de funcționari care, nu știu, alte țări au mai puține ministere, fiind o țară mai mare, au mai puține ministere, mai puțini funcționari și le reușește mai bine la capitolul realizării, la capitolul dinamica de creștere economic și multe altele. În cazul Republicii Moldova avem atâtea ministere și vedem că pe domeniu aparte foarte multe ministere șchiopătează și de fiecare dată îi vedem în plen cu diferite scuze, găsesc un milion de pricini de ce nu le-a reușit, de ce nu a făcut asta sau cealaltă. Cred eu că în Republica Moldova la ziua de azi este nevoie de o reformă, însă problema numărul unu este cine va face această reformă și cât de calitativ o va face. Domnule Novac, reformarea guvernului înseamnă că guvernul Filip trece în istorie? Nu cred eu că trece guvernul Filip în istorie, cu toate că ar trebui să treacă. Puțini sunt miniștri care își fac sârguincios și cu dorire de sine meseria. Însă, în condițiile actuale în Republica Moldova, având în vedere că Partidul Democrat are majoritate parlamentară de una singură, nu, bine, constituită din membrii fracțiunii PDM, neafiliați, mai este și PL-ul parcă acolo, dar am văzut că... Care are o poziție incertă până la urmă. Bine, are o poziție incertă, dar vedem până la urmă votează într-o situație sau alta, votează cu majoritatea parlamentară și, apropo, ei nu au declarat că părăsesc această majoritate parlamentară. În situația în care o vor face, am văzut săptămâna trecută că PDM-ul are, cel puțin, majoritate la limită, dar o are. Eu nu cred că PDM-ul la ziua de azi este gata să cedeze executivul alte puteri, ori să creeze alte coaliții, ori, nu știu, să cedeze careva ministerii cheie din cadrul guvernului. Însă, cu certitudine, vor zbura capuri. Aici că am văzut câteva ministeri, nu cred eu că n-aș putea zice că au fost lichidate, mai degrabă este vorba despre o comasare a ministerilor. Cu siguranță vor fi aleși cei care sunt mai puțin compromiși și poate în alte situații vom vedea și remanieri, cei ce ține de miniștri. Nu știu, bănuiesc eu că în cazul care este acolo, Ministerul Culturii, Educației și nu știu ce mai este acolo, încă nu am reținut denumirile de pline. Vă zic eu, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Cred eu că de data asta, în cazul acestui minister propus, cu siguranță nu o să mai fie Corina Fusă, ori prestația dumneiei, care am văzut-o nu de mult, lasă de dorit și... Domnule Novac, fuge terenul de sub PL? Când zic lucrul ăsta, mă refer la minister, evident. Terenul fuge de sub PL nu doar de atâta că se fac careva împărțiri a sferei de influență, dar cu siguranță cei de la PL, mulți din ei trebuie să facă pușcărie, asta e cu siguranță. Că la ziua de azi, noi, știți care este paradoxul? Noi, socialiștii, când am venit de mai multe ori cu moțiuni simple în Parlament și aduceam argumente și în Ministerul Apărării și Educației și nu doar, și la transporturi, apropo, ați văzut că nu de mult
actuala majoritate parlamentară l-a protejat pe ministrul transporturilor ca să treacă foarte puțin timp și să ne trezăm că, uite, că este dosar penal. Păi bine, dosarul cel penal nu era pornit de ieri alaltă ieri, era pornit din 2015-16 și respectiv temeiuri de a fi încătușat acel ministru era chiar și la momentul înaintării și examinării moțiunii simple. Nu au făcut-o. Cu siguranță, la ziua de azi, noi avem mult mai mulți miniștri din diferite, chiar și din PD, care trebuie să vină cineau să le bată la ușă și bună ziua, poftim cătușile, îmbrăcați-le singuri. În această situație, câștigă PD-ul? Ca să aflăm și punctul de vedere a domnului Mihăieș. Sau cine câștigă? În această situație, nu cred că are cineva de câștigat, în această situație incertă și stopată până la ziua de azi, are de pierdut Republica Moldova. Acesta ar fi răspunsul corect. Da. Noi nu trebuie să privim din prisma cine are de câștigat. Cu siguranță trebuie să ne punem în capul mesei interesele statului, a cetățeanului și viitorul pe care ne-l propunem ziua de mâine, cu ce venim noi în fața cetățenilor și a copiilor, a studenților, pensionarilor și așa mai departe. Domnule Mihăieș, haideți să vedem. Vor fi miniștri de miși? Cum vedeți dumneavoastră această reformă a guvernului până la urmă? Eu, de câte înțeleg, miniștrii care sunt acum în funcție rămân, iar pe posturile care sunt libere, așa cum au anunțat deja, astăzi am văzut câteva opinii, inclusiv din partea purtătorilor de cuvânt a PD-ului, se va merge în coaliție pe propunerea unor candidaturi din partea componentelor coaliției și se va discuta fiecare caz în parte. Da, dar avem o specificare foarte interesantă. Adică, nu se vor face divizări pe criterii politice. Sigur, păi asta este ceea ce se dorește. Se formeze un guvern bazat în primul rând pe ceea ce se numește integritatea persoanei și profesionismul persoanei și mai puțin calitățile politice. Deci nu se spune clar cuvântul tehnocrat. Da, nu a fost utilizată? Chiar vreau să vă întreb. Se vorbește despre profesionism și despre integritate. S-ar putea întreba ca unii candidați să fie din partea partidelor, ca membri de partid, alții să nu fie. Și aici, bineînțeles că deocamdată de vreme să vorbim, pentru că nu știm care este încă opinia consolidată a PL-ului și nu știm dacă va face parte din această nouă majoritate și Partidul Popular European. Pentru că se vehiculează și ideea asta că dânșii vor fi atrași într-o formă sau alta la guvernare, ceea ce nu, eu nu aș exclude chestia asta, dar lucrul ăsta va fi mai clar după ce va fi votat proiectul de lege în două lecturi în Parlament și după ce va fi propus președintele spre promulgare. Am văzut că și președintele Dodon are opinie neutră spre pozitiv, în sensul că oricum reforma guvernului e necesară. Această formulă stufoasă a guvernului nou moștenim din 2009, de la prima E1, atunci când s-a modernizat formula guvernării comuniste, s-a mai adăugat Ministerul Tineretului inutil acolo, care are un buget de vreo 2 milioane de lei pe an și nu prea are activități. Și avem o structură de 16 ministere din moștenirea din 2009. Bineînțeles că au fost foarte multe discuții care ar fi formula cea mai corectă, cea mai bună. E greu să găsești o formulă care se numește ideală. Trebuie făcut însă ceva și lucrul ăsta trebuia făcut încă în 2016, dar au fost multe blocaje în 2016. E bine că s-a ajuns acum, pentru că, într-adevăr, aici sunt câteva probleme importante. Prima problemă este că avem structuri foarte stufoase, cu foarte mulți angajați care deseori se dublează și nu sunt eficiente. Atunci când au fost create, contextul politic a necesitat asta? Sau interesele de partid? Sau spălarea structura banilor? Actuală, care a fost? Structura actuală vine din perioada primilor guverne după de independență. Ea a mai fost modernizată, dar nu s-a schimbat foarte mult. Structura 14-16 ministere. Da. Acum noi trebuie să luăm o formulă. Într-adevăr, noi avem și o migrație foarte mare. Noi nu știm exact cât e, dar hai zicem aproximativ 1 milion de oameni. Sunt plecați. Unii pleacă, alții vin, dar oricum e o cifră mare. Avem alte realități economice, sociale, politice. Este nevoie de preluată experiența unor țări care sunt aproximativ cu același teritoriu ca și Republica Moldova, țările, de exemplu, baltice, nordice, care au câte 9 ministere, 10 ministere, 12 ministere. Accentul trebuie pus pe agenții. Agențiile în cadrul unor ministeri, pentru că ministerul propriu zice ce este. Este o structură care coordonează anumite activități, care produce anumite proiecte de legi, care dă tonul, să zic așa, coordonează, dar partea executivă care cade greutatea, cade pe agenții, pe primării, cade pe structurile administrației publice locale, zi de zi.
Și în contextul ăsta, nu e nevoie să ai multe ministeri, dar e nevoie să ai ministerii care să corespundă necesităților unui stat care are o anumită specific. Specific cu Republica Moldova. Republica Moldova este o țară mică, cu o economie mică, cu o migrație mare, care are nevoie de un guvern suplu, un guvern și o administrație suplă, dar modernă și eficientă. Și aici scopurile care sunt, care trebuie obținute sunt următoare. În primul rând, de obținut un serviciu public calitativ pentru cetățeni și pentru stat. În rândul 2, eficientizat, care să nu producă multe cheltuieli. Și în modul ăsta o să putem să dăm și un salariu mai performant. Pentru că acum cu un salariu de 2.000 de lei sau 3.000 de lei, vă dați seama că el nu este motivant. Și cei care lucrează în structurile guvernului, chiar și miniștri, ce miște au salarii de 8.000, de 7.000 de lei, nu sunt motivați. Asta ne face să credem că comasarea reduce și numărul angajaților? Sigur că da. Eu cred că vor fi, nu știu, conform unor estimări, s-ar putea întâmpla să fie și 30-40% de reducere. Adică cifra exactă se va stabili ulterior, pentru că, așa cum s-a spus, mai întâi se va vota, se va trece prin toată procedura și după asta se vor trece pe fiecare minister, se vor face aprecieri. Acum e de vreme să vorbim de 30%, la sigur vor fi eliberați din funcție. Eu, deja s-a vorbit de lucrul ăsta, că le se va da niște bani compensație, să-mi pregătesc din bugetul de stat. Domnule Mihăieș, am o întrebare simplă. Bănuiesc că fiecare din cei care au analizat lista ministerilor care urmează să fie propuse, haideți să începem, nu știu, de la Ministerul Educației, se presupune cultură și cercetare și de ce nu și tineret, cum se simt cândva. Domeniile sunt oarecum mai înrudite. Sau... Tineretul și sportul oricum va fi aici înglobat într-o agenție. Deci acum, ca să fie clar, da. Nu vă uitați la titlatura ministerilor. Da. Să urmărim foarte atent care vor fi agenții din cadrul ministerilor. Iată, asta urma și întrebarea către domnul. Și agențiile care vor fi în cadrul ministerilor vor conține, vor acoperi toate domeniile de activitate, ca să nu rămână niciun domeniu neacoperit. Da, domnule Novac, ce facem cu aceste agenții? Pe de o parte, spunea domnul Mihăieș, reducem și numărul angajaților din cadrul ministerilor, pe de altă parte, probabil se va merge pe această idee de creare a agențiilor subordonate ministerilor care să controleze, de fapt, implementarea politicilor. E așa? Este necesar, în primul rând, de a face o analiză cât de eficiente sunt aceste agenții. Că dacă sunt agenții de dragul agențiilor, să fie la număr ca pentru raport și nu știu ce, atunci evident că ar trebui lichidate nu doar unele ministere, dar și unele agenții. Deoarece noi vedem deseori că agențiile sunt și când apare o problemă, se pasează responsabilitatea. Unii spun că responsabil este ministerul, ministerul spune că de fapt sunt atribuțiile agenției și nu mai dă de capăt cine de fapt este responsabil. Iar în situația în care o agenție este eficientă, evident că ea trebuie să rămână, să-și continue activitatea, poate undeva s-ar putea de mers pe formula de lichidat. De exemplu, dacă sunt 5 agenții, de a lichida 2 și de mărit numărul angajaților în cele 3 rămase, dar pe de altă parte să mărească și numărul sarcinilor acestor agenții, ar fi o formulă, spre exemplu. Deci, ideea este că trebuie de făcut o analiză detaliată pe fiecare domeniu, minister și câte agenții are în subordine și de făcut care este rezultatul de ridicat rapoartele financiare, inclusiv care a fost bugetul pe, nu știu, pe ultimii 5-6 ani, chiar și 10 ani, care a fost plus valoarea acestor agenții. Da. Ce au contribuit, câte inițiative au avut și așa mai departe. Că noi vedem că chiar și în Parlament unele ministere sunt active, altele sunt mai puțin active, altele în genere nu vezi niciun proiect propus din urma lor. De aceea apare întrebarea, păi dacă ei nu propun, nu fac nimic, nu vin cu inițiative, nu își îndeplinesc obligațiile directe, atunci care este oportunitatea păstrării acestei agenții? Domnule Novac, se propun 3 viceprim-ministre. Asta ar însemna pentru fiecare partid parte componentă a alianței? Câte o funcție? Aici este logica? Nu știu dacă este logica aici. Eu mai degrabă aș vrea să cred că
acești trei viceministri propuși și ar fi oportun în dependență de sarcinile care le vor reveni pe domenii, în parte. Și nu poți ca avem trei viceministri, unul este așa, de dragul unii funcții cheie în stat, de dragul consensului într-o eventuală coaliție, iar altul stă plugul celă care, știți cum, e mai greu decât el poate duce. Deci e oportunitatea că să fie 2, 3 sau 5, iarăși trebuie să fie argumentat. Eu cel puțin nu am auzit nicio opinie vis-a-vis cu ce se vor ocupa acești viceministri și pe care domenii. Este, cunoaștem, este prim viceministru, da, și tot așa. Iarăși, cu siguranță, ministrul economiei ar trebui să dețină o astfel de funcție și mai sunt ele. Însă, mă rog, nu știu care este opinia PD-ului, a coaliției, a lui Plahotniuc, a cui doriți, dar eu cred că dacă trei viceministri este mult, iar doi sunt puțini, atunci las să fie doi cu sarcini mai multe și responsabilități mai multe. Domnule Novac, implementarea acestei reforme evident că necesită mai mult timp. Dacă am putea să luăm la bază parametrul temporar, când am putea să ne așteptăm la finalizarea acestei reforme? La 1 septembrie, în toamnă, vom avea un nou guvern format doar din ministerele propuse? Din nouă ministere? Această reformă în executiv nu trebuie să fie mimată ori făcută în grabă. Nu trebuie ca noi să ne lăudăm partenerilor externi ori însuși nouă, că uite, noi am făcut, noi am redus, dar să ne trezăm cu pietre în cap că nu am făcut cum trebuie. Eu aș vrea să văd în următoarea perioadă dezbateri publice unde, cu atragerea experților, ca fiecare să-și expună și să argumenteze poziția vis-a-vis de oportunitatea unui minister și a agențiilor de oportunitatea, deoarece aici noi dacă vorbim de comasare, respectiv ar trebui să crească și bugetul, și, dar formarea bugetului unui minister, atunci când în cazul dat o să-i revină mai multe funcții, responsabilități și așa mai departe, iarăși, noi nu putem să spunem că o să reușim până în toamnă. Cel puțin de asta nu prea cred, deoarece vedem că luna mai este jumătate de lună, mai rămâne iunie și iulie și uite că ne trezăm că s-a sfârșit sesiunea de primăvară-vară și în luna august, conform legislației, da. Parlamentul este... Iar următoarea sesiune începe deja în luna septembrie. De aceea, în două luni eu nu cred că se reușește, dar ca să revenim în toamnă ca să se revină la acest subiect deja cu temele făcute, argumentat, noi ne trezăm când vedem în comisiile de profil să vine cu un proiect și să vin total nepregătiți. O sumedenie de întrebări la care cel care prezintă proiectul nici nu poate măcar să răspundă la întrebare. De aceea toate acestea trebuie discutate pe larg cu atragere. Dacă este necesar chiar și studierea practicilor altor țări. Aici vreau să ajung. Domnul Mihăieș, ce spune practica altor țări și până la urmă este această reformă a guvernului o sugestie a partenerilor noștri externi? Păi cum trebuie să fie privit? Sigur că în plană de acțiune Republica Moldova în Europeană se conține reforma guvernului, reforma administrației publice centrale, inclusiv și locale. Acum se pornește abia cu reforma publică centrală. Este și o necesitate a noastră, nu este doar o cerință a partenerilor externi, pentru că ei au venit aici cu experți europeni și au făcut niște evaluări. Ei au văzut care sunt necesitățile noastre, care starea de lucruri și nu au spus, luați un model anume pe asta sau pe asta. Găsiți voi un model. Și atât că PD-ul a venit cu modelul lui. PL-ul a spus că e de acord cu modelul ăsta, am văzut ce a spus Ghimbo, ce au spus alții. Sunt probleme, discuții referitoare la timpul implementării. Da, spun mai chiar repede, vroiam să revenim la acest aspect. Sunt opinii diferite. Unii spun că trebuie rapid petrecută reforma administrației publice centrale, alții spun că e nevoie de mai mult timp.
Din punctul meu de vedere, eu cred că până la sfârșitul actualei sesiuni parlamentare este real de votat proiectul de lege și de făcut și rămânerea guvernamentală. Pentru că totuși sunt două luni zile, avem luna în mai, iunie și iulie. Două luni și ceva, asta e timp suficient pentru că, repet, tema asta se discută de mulți ani. Nu, ce, nu e temă nouă. Problema este alta, că întotdeauna vor fi unii nemulțumiți. Unii vor spune, trebuie să fie nu 9 ministeri, dar 12 sau 10, alții vor spune că nu trebuie să fie 10 agenții, dar 20 agenții. Lucrul ăsta nu poți niciodată să-l reglementezi decât pentru o majoritate simplu de voturi. Asta așa cum este într-o democrație. Dacă minoritatea nu este de acord, n-are decât să spună. În cazul dat, da, vor fi mulți nemulțumiți. Mulți vor pierde funcții. Unii de partide vor pierde anumite pârghii, anumite ministerii. Este evident lucrul ăsta. În Coaliția Republicii Moldova, repet, într-un buget auster, care suntem noi, cu un PIB foarte mic, de circa 6 miliarde de dolari, dacă vreți să vă dau exemplu, numai Dacia Pitești are 6 miliarde de dolari. Asta numai o întreprindere din România. Da. Și atunci noi nu putem să ne permitem luxul să întreținem mii de funcționari cu salarii mici. Nu putem, pur și simplu. Deci trebuie să pornim de undeva. Este evident că va trebui să mergem, să corectăm anumite greșeli pe parcurs, dar nu putem să o întindem foarte mult. Asta este evident și se referă numai la administrația publică centrală. Dar și la cea locală, 30, câte de raioane avem noi? 34 de raioane, da? Tot cu Găgăuzia. Care toate sunt finanțate de bugetul central. Toate absolut. Deci unul nu produce nimic. Deci este evident că scriem 4-5 regiuni pe modelul Chișinăului, care să aibă motorașa de dezvoltare regională, să producă niște... Europenii spun așa, nu-ți unul, nu-ți doi, nu-ți trei. Nu-ți unul trebuie să aibă minim 300 de mii de locuitori ca să fie productiv. Adică unitatea teritorială de bază trebuie să aibă circa 300 de mii de locuitori. Că ei spărească impozite, să facă un buget local, etc. Că altfel nu are sens. Să ține de spate de administrații raionale, cu mașini, cu la scară, cu secretare, cu birouri, să cheltuieli inutile de circa 1 miliard de lei pe an. Iată, 1 miliard s-a dus de la administrația publică locală, 1 miliard s-a dus de la administrația publică centrală și uitați-vă că avem deja vreo 2 miliarde care putem să le economisim, să mărim salarii, de exemplu, sau să le investim în alte domenii. Domnule Mihai, și eu vreau să revenim la partidele parlamentare, mai bine zis la fracțiunile parlamentare care vor susține acest proiect de lege. Astăzi am menționat în repetate rânduri despre grupul Leancă sau așa zisă fracțiune și vreau să vă întreb, întâmplător sau nu, săptămâna aceasta în media s-a tot vehiculat numele domnului Leancă că ar fi pretins la Ministerul de Externe. E așa sau nu? Bine, se întâmplă lucruri întâmplătoare în politică sau nu e? Eu nimic. Cred că grupul ăsta Leancă are o să aibă un cuvânt greu de spus în mai departe, până la cel puțin alegerile parlamentare care le vom avea. El îl va înlocui pe PLE? Nu cred că în mod obligatoriu îl va înlocui și vă spun de ce. Pentru că depinde foarte mult de poziția lui Ghimbă și a Partidului Liberal. Pentru că ei acum sunt supărați puțin că au niște dosare penale anumiți funcționari care reprezintă acest partid, Ministerul Transporturilor, în primărie, sunt niște dosare penale. Să vedem cum va evolua PLE-ul, pentru că PLE-ul are două soluții. Strântească ușa, supărat să plece de la guvernare, sau să continue să meargă la guvernare și să înțeleagă că lupta cu corupția este o chestie normală, că sunt corupți și în alte partide și numai în PLE sunt atrași la răspundere. Deci vom vedea cum va decide PLE-ul și dacă PLE-ul va pleca de la guvernare, eventual se deschide poarta larg pentru acest grup, a Partidului Popular European. Dar mai este și altă soluție, poate să fie și PLE-ul și acest grup cumva antrenați în guvernare, într-o formă sau alta, să fie prezent și partidul domnului Leancă. Acum, eu nu știu că dacă acest lucru s-a discutat în coaliția dintre PLR și PD, dar teoretic putem să presupunem lucrul ăsta că partidul ăsta, că 11 mandate, nu este de neglijat. Pentru că urmează multe alte voturi importante în Parlament, și pe codul electoral inclusiv, și pe alte legi, și eu cred că grupul ăsta trebuie cumva luat în considerație. Domnule Novac, are loc sau urmează să aibă loc resetarea alianței? Este exclus PL și vine Grupul Popular? Partidul Popular? Da, Grupul Popular el și așa este. El nici nu a fost separat. Adică la nivel oficial se declară precum că majoritatea actuală parlamentară constituie din două fracțiuni, adică PD, Partidul Liberal, Partidul Democrat, neafiliații și grupurile parlamentare. Deci au fost, pe de parte, cei social-democrați care recent au aderat la PD și grupul Leancă. Grupul Leancă permanent a fost parte componentă actualei majorități. Ei permanent votau împreună, respectiv nu votau doar atunci când erau prezenți în sală.
Iar acum, nu știu, dacă doresc să oficializeze acest fapt, nimic nou sub soare în principiu. Ceea ce ține de Pele, evident că... Peleu e supărat. E supărat. Păi e supărat, n-are de ce să fie supărat Peleu, că am văzut și materiale video, materiale operative, mai bine zis așa, de, prin birourile funcționarilor. Ce ține de primărie, acolo în genere trebuie înconjurat primăria municipiului Chișinău și doar câțiva să le permită să iasă după listă, restul frumușel, să trezească toți în izolatorul CNA-ului, pe urmă la 13 și pe urmă mai departe unii o fi la Rusca, ori la alte penitenciare din țară. Peleu nu trebuie să țină cu dinții de... Evident că a fost izolat unul din finanțatorii Peleului și asta deranjează, dar oportun ar fi ca Peleu nu să dezică, să condamne aceste acțiuni de corupție, dar ei încearcă cumva să-i lustruiască imaginea unui ministru sau altui funcționar care este partea unei scheme corupte. Noi despre aceste scheme vorbim de ani de zile. Păcat că actuala guvernare abia acum s-a trezit. Și eu am fost unul dintre cei care mai este un ex-ministru care a plecat și el trebuie să fie în izolator, dar eu nu știu de ce până la moment nu e izolator. Evident că PDM-ul, pe de-o parte, pune miza pe alt proiect de pe dreapta. Vorbim de, cum e, prescurtat, PUN, da? Aveți în vedere pe domnul Șolaru? Da. Asta nu se diferă nimic, nu se deosebește nimic de Chirinciuc. Dar ce a făcut el la Ministerul Apărării. Dar nu știu de ce este în libertate. Cu toate că, de mult, CNA-ul trebuie să-l țină în brață pe Șolaru. Domnule Novac, de ce în acest proiect nu se operează cu noțiunea de guvern tehnocrat? E prea mult? Încercam să discutăm și în cadrul altor discuții. Eu la începutul emisiunii vorbeam că da. Tot ceea ce dorește să facă PD-ul, parcă pe de-o parte este o intenție bună, dar pe de altă parte eu nu cred că majoritatea ministrilor care fac parte din actualul cabinet de ministri, adică protejați de PD, înaintați de PD, o să fie excluși din această, aruncați peste bordul acestei bărci. Ba din potrivă, ei o să fie ținuți, protejați și am văzut și anterior. Dacă vă amintiți când s-a format componența actuală a cabinetului de ministri, vă mai amintiți cât timp s-a negociat pe ministerie? Acolo Ghimpu rupie mai eu de pe dânsul că el vrea transportul, altul că vrea procuratura, al treilea vrea alt minister și nu știu ce. Noi trebuie să schimbăm nu doar sistemul și cum va arata nouă componență și să facem comasări și remanieri. Nu trebuie să schimbăm și actorii care, vorbind metaforic, actorii care, miniștri, viceministri, că am văzut ce făceau cei la Ministerul Economiei, viceministru, apropo, nu se mai aude nimic de dânsul, nu știu ce face și unde. Deci actorii. Știți cum? Dacă o orchestră cântă aiurea, nu trebuie să schimbăm instrumentele. Muzicanții trebuie de schimbat. Domnule Mihăieș, noi discutam în cadrul acestui studio, repetate rânduri, ce se întâmplă, de ce mai multe ministeri rămăsese fără miniștri. Acesta era un prim semnal că urma să fie implementată această reformă în guvern sau se căuta timpul, vremea oportună? Eu mă aduc aminte că premierul Filip a încercat să producă această reformă anul trecut. Da. Dar, repet, nu a reușit de mai multe motive. Aici trebuie să spunem clar că și Peleu s-a opus la această reformă în formă, într-o formă sau alta. De fapt, ei susțineau reforma, dar spuneau că nu trebuie acum, mai târziu. Ieri am văzut poziția domnului Ghimpu că totuși e puțin timp, că da. Nu e bine înainte de alegeri, că nu știu ce. Deci întotdeauna îți caută motive. Și în cazul dat, eu cred că deja PD-ul înțelege că ca să meargă la viitoarea lege parlamentară trebuie să obțină multe rezultate. Cu guvernul ăsta stufos nu poți să obții multe rezultate, pentru că el nu este eficient. Și atunci trebuie de luat taurul de coarne și de produs reforma. Eu cred că sunt mai mulți factori aici care au dus la chestia asta, dar cel mai important este că cu acest guvern și în această formulă în Republica Moldova nu se prea pot obține mari succese.
Și sunt domenii care trebuie reformate din profund și atunci trebuie să ai un guvern care să corespundă necesităților. Eu cred că, repet, din punctul meu de vedere, nu depinde foarte mult aici de PL și de soarta PL-ului. Depinde anume de soarta PD-ului mai mult și a guvernării. Pentru că PD-ul foarte bine poate să guverneze și fără PL. PL-ul, repet, este o structură care trebuie să decidă ce face mai departe. Rămâne cu PD-ul, e ok. Nu rămâne, pleacă, treaba lor. Trebuie destinul lor acum, ei trebuie să-l decidă singuri. Dar PD-ul are posibilitatea să producă această reformă. Și eu cred că nu o să doreze foarte mult, da? Repet, până la sfârșitul lunii iulie o să fie terminat tot ciclul ăsta. Pentru că e vorba de o singură lege. Juridic, adică, tehnic, trebuie de modificat numai legea privind guvernul. Și atât. Și în continuare va depinde foarte mult și de Partidul Socialiștilor, care sunt sigur că va avea și anumite opinii privind modificarea acestei legi. Poate să vor implica și alte fracțiuni, dar nu cred, din Parlament, care ei întotdeauna se împotrivă și n-au propuneri constructive. Domnule Mihăieș, întrebarea mea se axează pe ceea ce spuneați și dumneavoastră, dar și domnul Novac un pic mai devreme. Au existat mai multe moțiuni de cenzură, fără a face referire poate la o anumită persoană. De ce celelalte componente ale Parlamentului nu au susținut în condițiile în care vorbim despre ineficiență? Da? Păi, foarte corect. Nu poate acum cineva din membrii guvernului să accepte aceste moțiuni până când nu este o formulă de activitate. Suntem, eu cred că suntem în perioada în care trebuie să vorbim despre o tranziție guvernamentală de la actuala formulă la altă formulă și încă nu e clar cine să rămână în formula nouă. Înțelegeți? Se poate întâmpla ca să fie formulă din trei partide, cum am mai spus eu, PD, PL plus, PPE. S-ar putea întâmpla ca să fie doar PL-ul să rămână cu PD-ul și este și varianta numărul 3, că PL-ul pleacă. Și atunci este înlocuit cu Partidul Popular European. Deci fix trei variante de activitate a viitorului guvern remaniat. Pentru că va fi o remaniere guvernamentală, asta este evident că se schimbă legislația. Și o să schimbe și unii membri, componența. La momentul actual, noi nu putem să cunoaștem, pentru că deocamdată noi vedem un component foarte atent al lui Mihai Ghimpu. Da. Negătând la cele dosare care există, dânsul nu părăsește coaliția, dar încearcă să mai învreze. Vedem, cum spune domnul Novac, PPE-ul permanent stă la de rezervă, stă, da, de rezervă și votează. Și nu se cunoaște care o să fie legea votată în forma finală și nu se cunoaște care o să fie componentele. Știm numai una. PD-ul oricum rămâne cu ministrul Filip. Asta știm. Deci este una dintre componentele ecuației cunoscute. Dar nu se schimbă prim-ministru? Nu se pune problema schimbării premierului, pentru că asta ar schimba căderea guvernului și provocarea unei crize politice de proporții. Vedeți că la noi, în Republica Moldova, căderea unui guvern întotdeauna se întâmplă cu complicații. O serie de consecințe. Și eu cred că PD-ul nu are acum nevoie de complicații, cu atât mai mult că premierul Filip este un premier care este apreciat și pe interior și pe exterior, ca un om calculat, echilibrat, care discută, omul compromisului, nu face mișcări bruște, nu are dușmani pe intern și pe exterior. Dacă stai să te uiți, el este un tip de premier tehnocrat 100%, cu toate că e membru de partid. Nu are declarații politice. N-am văzut niciuna. Toate sunt tehnice, toate sunt legate de activitatea curentă a guvernului. Și din punctul ăsta de vedere, e clar că să-l schimbi astăzi pe Filip nu are sens. Vorbim doar despre remaniere a guvernului, cu atât mai mult că vine și o lege mult mai importantă, codul electoral. Să vedem ce spun Comisia de Veneția, să vedem care o să fie forma finală, pentru că depinde soarta nu doar a partidelor, dar și a Republicii Moldova de viitoarea formă de cod electoral. Dar dacă ne întoarcem la guvern, repet, pentru PD este foarte important să vină la viitoarea alegeri cu anumite rezultate. Cu actuala formula guvernului s-a obținut un singur lucru, stabilizarea Republicii Moldova, s-a oprit declinul și căderea țării. Dar ca să ai anumite succese, îți trebuie altă formulă de guvern. Domnule Novac, cum urmează să procedeze PSRM-ul? Va susține acest proiect? Cum se va implica? Care este poziția? Iată un șir de întrebări. PSRM-ul încă nu are o poziție vis-a-vis de acest proiect, deoarece însăși noi am auzit o idee vociferată în cadrul unui briefing, dar nu am văzut un proiect clar. Că o să fie doar ministerele astea, asta nu ne spune absolut nimic. Ceea ce vorbeam în cadrul emisiunii, câte agenții, care
care o să fie responsabilitățile, rolurile principale și așa mai departe, cine și de ce răspunde, cine și ce buget are, care o să fie lichidată agenție, care o să fie creată. Deci noi până nu vedem tot scenariul clar cap-coadă, noi nu putem să avem o părere. Dar vi se pare real scenariul ăsta ca funcțiile la minister să nu fie partajate politic? În condițiile în care cunoașteți mult mai bine starea de lucruri în interiorul Parlamentului. Eu ca tare, când aud cineva că e da. Apolitică, păi... Aveți mari rezerve. Da. Dar nu că mari rezerve. Nu există la noi oameni apolitici în Republica Moldova, așa cred eu. Nu este opinia fracțiunii care o reprezint, este opinia mea personală. Însă... Da. Nu, o guvernare, deci o majoritate parlamentară când se constituie, ea este constituită fie dintr-o fracțiune, dar această fracțiune este deja o parte a unui partid politic, fie o coaliție a fracțiunilor. Largă. Conform, potrivit articolului 4 alineat 12 din regulamentul Parlamentului. Deci ce reprezintă în esență majoritatea. Și că noi credem că acea majoritate care propune cabinetul de miniștri sunt apolitici, e bine, noi putem să declarăm toți că suntem apolitici. Asta ca și, vă imaginați că eu mâine mă trezesc dimineață și ies, oameni buni, eu sunt apolitic. Tot știu că eu sunt socialist. Deci, ori să declar dragul declarații, ori să fiu credibil. Astea sunt lucruri de absolut lucruri diferite. Deci, de dragul declarației, clar, lucrul se poate dispus multe, însă, în realitate, în esență, este cu totul altceva. Problema este că oamenii cam s-au săturat de bătăliile astea între diferite tabere, care și cui ministerul îi revine și cineva super permanent, cineva este mai bucuros. Noi, de fapt, suntem pe pozițiile că, da, într-adevăr, noi avem prea multe ministere și ele trebuie comasate, redus, trebuie în genere redus numărul acestor funcționari. Și evident că trebuie de economisit bani, trebuie de, poate ar fi oportun dintr-o parte economisim, din altă parte puțin majorăm salariile celor care activează rămân. Ne mai rămân ceva bani pentru alte activități în buget, dar noi nu putem să stăm pe viu în carne radical și să spunem că da, noi facem. Da. Ca să nu ne trezim a doua zi, să ne punem mâinile în cap, să nu înțelegem singur ce am făcut. Deci opinia socialiștilor o să fie vociferată doar în momentul în care noi o să avem foarte clar împrăștiat pe hârtie ce și cum. Din cadrul unui briefing nu poți să faci opinii. Da. Domnul Mihaiș, de ce din această ecuație lipsește PCRM-ul? PCRM-ul... E la periferia politicului? Majoritatea comunistilor a rămas cu 5 sau 6 deputați, dacă nu mai știu pe exact. 5, nu sunt Voronin, da? Strasă. Sau cu Voronin sunt 5. Cu domnul Voronin sunt 5. Voronin, Șupac, Bodnarenco, Reidman, Domente. Și atât. Și 5. Păcat pentru domnul Bolonin, pentru că eu cândva am expus opinia mea că dânsul la timp nu a plecat la pensie, că se ocupe de trandafiri, de nepoți, etc. Pentru că după 70 de ani, în lumea mare, politicienii pleacă la pensie și lasă pe cineva urmaș în urmă. Cum a plecat, de exemplu, cândva, haideți să ne ducem un Yeltsin și l-a pus pe un Putin și așa mai departe. Exemple sunt multe în istoria lumii. E treaba domnului Bolonin care a rămas în politică și dreptul lui, dar repet că el deja s-a transformat într-un fel de clounadă de Partidul Comunistilor. Și a plecat lumea și am încercat să discut cu mulți deputați și am înțeles că ei nu mai aveau cine vorbi acolo. Deci, efectiv, domnul Voronin spunea una azi, alta mâine, a pierdut firul evenimentelor și a logice evenimentelor și atunci oamenii au plecat, înțelegeți. Evident, acum ei sunt neînsemnați? Eu cred că Partidul Comunistilor o să încerce să tragă pragul electoral dacă o să fie în sistemul mixt cu 6%, o să fie complicat de-l trecut pentru ei. Apropo, totul ei l-au ridicat? Da. 6% deja o să fie o problemă. Deci, dar nu zic că nu o să treacă în Parlament, pentru că unii sondaje arată că au 5%, alții arată că au 3%. Vă dați seama, Voronin de la campionul Republicii Moldova de 2001-2009, care a luat 40-45% regulat, a ajuns la 3% în ultimele sondaje.
3%. Înseamnă că el se află în zona... Păi ei au avut 71, cred. Așa e fost prin redistribuție. Da, prin eu a 50% în 2001. Da. 49, nu știu cât. 50% de vot. Foarte mult. 50%. Vă dați seama ce e atât de mult. Și prin redistribuție au 71 de mandate, dar azi au ajuns la 3% din ce cauză. Pentru că nu știu să dea ștafeta la timp. Că avea cu S.O.D. Putea să dea și Lupu, și Dodon, și Tarlev, și mai fost. Nu vor să dea ștafeta la cei mai tineri care să implementeze viața nouă în partidul respectiv, partidul moare. Asta da. Este logica vieții partidului. Domnul Novac, în 30 secunde vreau să aflu părerea dumneavoastră. Dacă vă veți așeza la masa negocierilor cu reprezentanții PD pentru a vedea ce presupune în esență acest proiect de lege și dacă într-un fel sau altul veți da curs acestei inițiative de a-l susține. Domnule Vodan, noi nu avem de gând să negociem ceva cu PD-ul, asta unul la mână. Noi mergem după agenda noastră care o avem, politică. Dacă PD-ul o să vină cu un proiect, evident, el o să fie distribuit nu doar socialiștilor, dar tuturor fracțiunilor parlamentare, tuturor deputaților și atunci ne vom expune vis-a-vis de proiect. Dar să mergem noi să negociem ceva, să le spunem, evident că nu. Noi vrem să vedem formula propusă, dacă o vor propune. Deci, de la declarații și până la fapte, la fapte este cale lungă. Cale foarte lungă. Și atunci când vom vedea un proiect foarte clar, atunci putem uza de dreptul de a ne expune opinia, de a veni cu amendamente, de a critica sau altceva. Atâta timp cât nu avem un proiect, este greu de discutat și de expus vis-a-vis de oportunitatea. Pe această notă sunt obligat ca să pun punct emisiunii de astăzi. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună alături de Accent TV.